Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a primit la primăria Târgoviște vizita ambasadorului Republicii Polone. În cadrul acestei vizite, primarul Cristian Stan i-a prezentat investițiile din Târgoviște și totodată i-a dat asigurări că autoritățile municipiului Târgoviște vor susține investitorii polonezi. Avem onoarea de a-l avea invitat la primăria Târgoviște pe excelența sa domnul Marcin Vilcek, ambasadorul Republicii Polone în România. Domnia sa este la Târgoviște atât pentru a avea o întâlnire cu autoritățile, cât și pentru a participa la inaugurarea unei investiții străine poloneze în Târgoviște. Este vorba de Cruc, de fapt este o schimbare de sediu și o dezvoltare a activității. Am discutat cu excelența sa despre Târgoviște, despre investițiile din Târgoviște și avem încredere că între administrația publică din Târgoviște și investitorii poloneți va exista o colaborare foarte, foarte bună. De altfel, administrația publică locală din Târgoviște sprijină investițiile directe. Investițiile străine directe reprezintă motorul pentru o creștere economică durabilă, pentru o creștere economică sustenabilă. Așa că noi nu putem decât să ne exprimăm încântarea și bucuria că, iată, sunt investiții străine în Târgoviște, iar Polonia este un actor important în cadrul Uniunii Europene, așa cum Cruc, societatea care își dezvoltă activitatea la Târgoviște, este unul din cei mai importanți actori de pe piața managementului creanțelor din România. Ambasadorul Republicii Polone a spus că orașul Târgoviște va fi un punct important pe harta relațiilor polono-române. Mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc frumos. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem w Târgoviște. Mă bucur foarte mult că astăzi sunt la Târgoviște. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę na temat Târgoviște i województwa. Vă mulțumesc pentru această conversație interesantă despre Târgoviște și despre județ. Bardzo się cieszę, że jestem w Târgoviște przy okazji również inauguracji i pogłębienia polsko-rumuńskiej współpracy gospodarczej. Mă bucur mult că sunt astăzi la Târgoviște și cu ocazia inaugurării filialei firmei Cruc și consolidării relațiilor cu române. Każdy ambasador państwa, jego rolą jest dbanie o rozwój wzajemnych stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych. Rolul fiecărui ambasador este de a avea grijă de dezvoltarea relațiilor economice și sociale între țările noastre. Polsko-rumuńskie relacje polityczne sunt bardzo głębokie, silne i sprawdzone. Relațiile politice româno-polone sunt foarte adânci și stabile. Jestem w Rumunii od 5 miesięcy. Sunt în România de 5 luni. I w czasie tego krótkiego okresu miały miejsce dwie wizyty ministrów spraw zagranicznych Polski w Rumunii oraz w Rumunii odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Și în timpul acestui mandat, în România au avut loc două vizite oficiale. Una a fost cea a ministrului de externe și a doua a președintelui Poloniei. We are playing on the 11th of November. Poland is playing Romania in Bucharest, so it's important. It's important. So to be draw, yes. So a little piece of question of the security and something about the Bosch. Thank you very much. Thank you very much. So,
An important present, I will just present you some traditional Polish products. Yes. Wow. Well, after which is this moment. I'm supposed to play football and Ambasadorul Republicii Polone în România s-a întâlnit și cu prefectul județului Dâmbovița Ioan Marinescu și cu vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Dumitru și Marin Antonescu. Totodată a participat la o expoziție de fotografie din cadrul Universității Valahia intitulată Zbor deasupra Poloniei.